bună dimineața și mă bucur că sunteți atât de numeroși. În primul rând, să ascultăm pe colegii noștri și, așa cum spuneam, prietenii de la Academia de Muzică din Chișinău, care nu numai că au cântat admirabil, dar ne-au propus și două lucrări în prima audiție. Cea de Pavel Gamurar și de Vlad Burlea au fost interpretate pentru prima oară în acest așezământ de Fruncloș. Dedicate una lui Liviu Dăncianu și cealaltă lui George Enescu. N-aș vrea să încep înainte de a mulțumi Centrului de Cultură George Apostu, doamnei manager Doina Varcu, pentru faptul că a acceptat să continuăm colaborarea care durează de atâția ani de zile, colaborare care se desfășoară alternativ, când la sediul lor, când la sediul nostru de la sala Ateneu, prin simpozioanele de estetică pe care le organizează fiecare an Centrul de Cultură George Apostu. Și mă bucur pentru faptul că am gândit că această colaborare se continue și analizând un pic ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani de zile, și anume faptul că această așezare a fost un loc drag, a fost un loc de suflet pentru Liviu Dăncianu, cel pe care îl omagiem prin această ediție a Festivalului Internațional Zile de Muzicii Contemporane. Formația Arheus, dirijată de Liviu Dăncianu, a susținut de foarte multe ori aici concerte la ultimele ediții ale acestui festival. Am decis să încep puțin diferit și să schimb ordinea lucrurilor. Ieri eram la lansarea cărții prietenului meu, Teodor Constantin Petruț, dincolo de cuvinte, la Uniunea Românilor, lansare la care cei invitați de către autor au vorbit mai întâi, iar la sfârșit autorul a spus și el ce a considerat că este mai bine, mai frumos, mai util pentru a-și prezenta această lucrare. Am să vorbesc eu mai întâi, vorbesc pentru că, din păcate, sunt singur. Dorin este departe, Dorel este și mai departe. Și îmi revine o misiune destul de grea, pentru că noi întotdeauna am constituit o forță fiind împreună, și la bine și la rău, 35 de ani. Ceea ce se va întâmpla astăzi este, de fapt, o reluare, o reeditare a unor performanțe pe care le-am avut la începutul activității noastre în anii 1986-1987, după ce trecuseră 3-4 ani de la înființarea formației în 1982. Bineînțeles că la început a fost foarte greu, pentru că în afară de muzică preclasică, muzică din perioada clasică, nu era nimic scris pentru flaut, oboi și fagot. S-a întâmplat să ne apropiem sufletește de un om deosebit, care nu mai este printre noi, compozitorul Liviu Dăncianu, și plecând de la sonata pentru fagot, pe care mi-a dedicat-o în timp ce eram în timpul studenții și pe care i-am interpretat-o în audiție, s-a creat, de-a lungul timpului, o prietenie care a durat până în momentul dispariției sale. Această prietenie a condus și spre apariția primei lucrări pentru această formație scrisă și dedicată special Sinusului, și anume Florilegiul, lucrare scrisă în anul 1985. A urmat, prin pildă, de exemplu, și lucrarea profesorului său, Ștefan Niculescu, Sincronia, după care au urmat prietenii apropiați, și când vorbesc și mă refer la apropiere, mă refer la apropierea geografică. Eram în acea perioadă în Bacău, prietenii noștri din Iași, maestru Viorel Munteanu, care este aici prezent, și Cristian Mesievici au scris de asemenea lucrări dedicate formației. După ei,
Potopul, au scris foarte mulți și uite așa, s-a format, s-a creat un repertoriu pentru această formulă flaut, oboi și fagot în România și nu numai din România, ci și din Germania, Austria, Italia, compozitori care au scris pentru această formație. Istoria acestei lansări trece peste timp și pleacă în anul 1980 și ajunge în anul 1985, an în care ne-am gândit ca după o seamă, să zicem, de realizări pe care le aveam după ani de muncă, și aici mă refer la premiul din Anglia, premiul I, din 1983, la finala pe care am obținut-o, pe care am ajuns la concursul în Ancona, în 1984, premiul I, în 1985, la Stresa și premiul II la Ancona, să ne dorim, în mod legitim, să lăsăm și ceva ca mărturie pentru ceea ce realizasem, cel puțin în acea primă perioadă. Nu era deloc ușor, înainte de 1989, să fi publicat de o casă de discuri din România, unica, de altfel, Elef Record, care, lângă faptul că era prestigioasă și avea în spate zeci și zeci de ani de activitate în care a publicat mai compozitori, mai interpreți români și străini, avea și darul de a avea un director în perioada respectivă, critic muzical și muzicolog Daniela Caraman-Fotea, foarte, foarte exigent. Era extrem de greu să ajung să ți se publice un LP, un vinil, la vremea respectivă. Cred că, în afara faptului că în momentul când i-am propus trei compozitori, Liviu Dăncean, Ștefan Niculescu și Viorel Munteanu, în care doi, la momentul respectiv, erau la plină maturitate, maestru Ștefan Niculescu era trecut de 50 de ani, 54 de ani, Viorel Munteanu trecuse și el de 40 de ani, Liviu era încă foarte, foarte tânăr, deja cunoscut, dar sincer să fim, nu era foarte ușor să propui, la momentul respectiv, muzică de Liviu Dăncean. Pentru vinil. Spre surprinderea noastră, am îmbrățișat cu mare bucurie această propunere, poate și în urma faptului că, imediat după 85, în anul 1986, activitatea noastră deja din domeniul de cameră și promovarea muzicii contemporane românești s-a materializat și în premiul oferit de Asociația Oamenilor de Teatru și de Muzică în anul 1986, anul în care, împreună cu Liviu Dăncean și maestru Dolan Tegosin, s-a fondat primul festival de muzică contemporană din România. Toate aceste lucruri au concurat și a apărut acest prim LP în anul 1986, înregistrat la Casa Scânteii. Erau primele tentative ale Electricului de a înregistra digital. Da? Până atunci era analogic. Le-am înregistrat după ce, bineînțeles, le-am lucrat cu cei trei compozitori și așa s-a născut acest prim LP al formației Sinic și cred că nu greșesc și prima lucrare pe vinil a Liviu Dăncean. Corect? Maestru Ștefan Niculescu avea deja foarte multe lucrări publicate. Viorel Munteanu era deja celebru prin clasurile unei. Era publicat. A fost o mare, mare realizare la momentul respectiv pentru noi. Bineînțeles că această apropiere de compozitor, de tânăra generație, reprezentată în acei ani, ca și de către Cristian Misievici, care, așa cum spuneam, și pot să spun că s-a mulipsit de la colegul său și la rugămintea noastră, ne-a compus în anul 1987 o lucrare numită Șapte intersecții ale unui sentiment cu un anotimp, lucrare pe care am interpretat-o de mai multe ori, între care și un concert în Sala Filarmonicii Moldova din Iași. Această înregistrare a fost o înregistrare, din fericire, foarte, foarte bună, și din punct de vedere tehnic, dar și din punct de vedere
interpretării. Și a rămas în arhiva compozitorului până în momentul în care, așa cum vorbea la început Cristian, am trecut de la trăsură la avioane și atunci ne-am gândit și noi că ar fi momentul ca anumite realizări ale noastre pe LP să poată veni, să poată fi ascultate și de către tânăra generație pe CD. Și atunci, lângă cele trei lucrări care au avut atunci, în acest CD apare și lucrarea lui Cristian Misievici. Înainte de a trece mai departe, vreau să vă spun că acest CD îl datorez colaborării de excepție cu o persoană care mi-a fost aproape în ultima perioadă și dacă excludem muzica prezentă în acest CD, restul îi aparține în totalitate și această persoană se numește Alexandra Mupeș, grafică, realizare, mulțumesc frumos! Bineînțeles că timpul trece implacabil pentru toți. Din nefericire, acesta, sunt convins că este ultimul CD pe care putem să-l mai prezentăm. Dacă nu cumva gândim să scoatem din arhiva radio zeci de înregistrări pe care le avem acolo, ne vom mai întâlni cu Tiluc Sims pe data de 22 mai 2019 la sala Ateneu, într-un concert care se va numi Restituit, în care Dorin Dilga Pavelonescu și cel care a fost foarte apropiat sufletului flautistului Dorel Baicu, este vorba de Cătălin Oprițoiu, flautist și el, și băiat al profesorului Dorel Virgil Oprițoiu, vor interpreta trei lucrări care au fost scrise în ultima perioadă și pe care noi n-am mai apucat să le mai interpretăm. De aceea se numește Restituit. Sunt trei lucrări compuse de Lumina Brumariu, de către Felicia Dolceanu, compozitor băcăuan, la fel ca și Liviu Dolceanu, și de compozitorul italian Francesco Di Fiore. Mai mult decât atât, n-aș dori să vă spun, dacă din cei care sunt în sală și care ne-au fost aproape toți acești ani și sunt fericit că îi văd aici pe foarte mulți, începând de la doamna profesor doctor Elena Ulai, în casa căreia am susținut primul concert din viața noastră ca formație și acest lucru nu o să uităm niciodată. Prietenii noștri dragi, care ne-au fost de la început alături, Iggy, doamna doctor Ștefănescu, Petruț și ceilalți, Conel Galben, care a fost primul cronicar cu critic al acestei formații, a scris primul articol despre această formație. Aș vrea să-l pomenesc și pe cel care ne-a făcut prima prezentare. Un fel de, nu știu cum se spune, în condiții destul de precare la momentul respectiv, este vorba de Sergio Adam, Dumnezeu să vă numească, am avut posibilitatea să prezentăm în lume o scurtă biografie cu o poză a formației, ne-a făcut-o Sergio Adam la început. Și altor și altor oameni care ne-au fost aproape pe parcursul acestor ani. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți aici alături de noi. Vă... Scuze! Vă invit ca să-i sprijiniți și să-i încurajați, la fel cum ați încurajat și pe noi, pe toți cei care doresc și au această dragoste pentru muzica de cameră, mă refer la formațiile instituției noastre și nu numai, pentru că Trio Sering a fost un exemplu și un bolt pentru formațiile care au apărut ulterior în instituția noastră, dar și pentru cele care s-au format în țară și care au fost sprijinite permanent de către noi. Vartetul Lautea, nu-ți Vartetul Transilvan,
spun regăsit în Bacău la festival, pentru că de la prima ediție a festivalului am fost prezent și mi se pare că am fost prezent cu balada, nu? Balada. Cu balada, când nu se putea cânta încă în întregul triu. Era prea greu să zic. Era prea greu, nu vreau să încep așa, dar suntem într-un colombiu, putem continua oricum, adică. Într-adevăr, era foarte greu și mi-a rămas și un nume de la greutățile astea, de la ale lucrării și ale interpretării. Maestru Tita. Pentru că el explica la niște ritmuri, Tita, de ce e așa greu, ce e așa greu? Dorel, Hitru, cum era, maestru Tita, de acum spunem, pentru că dacă ne-ai îmbrit de cap cu Tita, este foarte greu. În sfârșit, este un moment frumos al festivalului. Aș spune că în această zi sunt mai multe momente frumoase, dar și grele. Este un moment al împlinirii prin festival, pentru că este ultima ediție încă gândită de mine. Deci el mi-a spus și Rodica astăzi, dar știam că întotdeauna discutam, întotdeauna termin. Încheierea unei ediții însemna și proiectul pentru ediția viitoare. Deci, în privința asta, trebuie să spun că urmașii lui Liviu au lucruri grele de dus la capăt, de parcurs, de fapt. Pot să spun asta și din cauza că am văzut și la Universitatea de Arte, adică nu e ușor. E ușor de pus un punct într-un fel, fiind coronată opus poftim, dacă vreți să luăm așa, dar nu este ușor de continuat. Adică asta e ultima ediție și nu o spun cu dragoste, nu cu critică, nu, pentru că edițiile astea au însemnat enorm pentru Bacău și pentru muzica românească, în primul rând. Și când te gândești că erau trei, eu i-am primat, eu lucram la radio atunci, în 83 am primat, mi se pare că după ce am venit la Langolm. Și lansam pe radio. Trio Sirix apărea pe radio, în sfârșit, da. Ei trebuie să scrie o carte cu călătoriile lor, cât de grele au fost și cum le-au dus la capăt. Dar, pe urmă, cei trei s-au întâlnit cu maestru Bălan, prietenul meu, și cu Liviu și-au pus la cale acest festival care, uitați, 32 de ediții. Enorm pentru 4 oameni sau 5 oameni. Că ei erau inima acestui festival. Deci un moment al împlinirilor este un alt moment greu al despărțirilor. Fără Liviu și fără Dorel, este foarte greu. Pentru că ei au lăsat urme puternice aici pentru, nu numai, în primul rând pentru Bacău, pentru că suntem aici, de asta vorbim în primul rând despre Bacău. Și nu numai prietenia și comportamentul și tot ce înseamnă, dar energia care au dat-o aici pentru ca să împlinească zilele muzicii contemporane, și nu numai atât, atâtea festivaluri. Și este un moment al amintirilor. Câteva au venit Tony. Ești domnul director, tot Tony ești. Cu formația, mi-amintesc cum îmi spunea Dorel, zică, păi, dacă am fi noi, dacă am avea repertoriu pentru partea de coarde, cum au repertoriu, unde eram noi? Nu aveau, practic, lucrări, adaptări, probleme, concerte în care se mai introducă alte instrumente, fel de regii frumoase care aduceau muzică în sală de concert și ei erau, cum să vă spun, până la urmă, inima
concursul de la Ancona nu aveau voie să cânte decât lucrări publicate, nu? Și au plecat cu mașina de la Electrecord și ia discul. El Piu, care a prezentat Tony, să demonstreze la Ancona că pot să cânte din cauza concertului, pentru că era publicat deja. Și mă rog, tot din amintiri, spuneau de la Tony, de la ei, știu, că ei cântau aproape pe de rost. Și la un moment dat, juriul n-au mai urmărit partiturile, ci i-au urmărit pe ei. Sigur, a fost greu cu lucrarea și eu, parcă noi cunoșteam, nu? Vreau să fii supra-oameni, nu altceva. Adică, foarte multă tehnică. Probabil că era ceva și muzică, din moment ce a reușit să o cânte peste tot. Și în Japonia, nu? Ați cântat, e cântat pe de rost acum, concertul. Și o impresie deosebită când ajungi, vii în sală și fără note și susții programul. Este o impresie. Ei, astea sunt performanțe, impresii, dar pentru ei sunt performanțe. De asta subliniez lucrul ăsta. Ce să vă spun? Atât de bine au cântat-o și pe atâtea locuri lucrarea, încât au tras foarte mult de mine să le fac estratoul. Și într-adevăr, mai sunt trei lucrări de Gemini, pentru flaut, estratul, pentru oboi fără cuvinte și balada pentru poftim. Care a registrat-o? Mihai Timofte, care e prezent aici. Dar nu mai Timofte. Ei mi-au sugerat într-un fel să transform lucrarea, pentru că era interesantă. E cel mai ușor cuvânt care se spune. Peste tot, e o lucrare interesantă, da. Tare mult am fost legat și eu de Bacău toți anii cu ei și cu maestru Ovidiu Bălan, care m-a cântat toate lucrările peste tot. Și ce pot să spun? La un moment dat, mi-am gândit la un concert sau la aniversare, mi-am spus, domnule, hai să mutăm cumva universitatea la Bacău sau să ne facem altă. Pentru că era o activitate deosebită în Bacău și eram prezent și eu alături de toți cei evocați astăzi. E frumos ce se întâmplă prin faptul că au lăsat, am spus, urme puternice și cei doi față de ceilalți care sunt încă în activitate. Eu doresc succes pentru toată lumea și m-aș bucura să mai revină încă un an.